Aș vrea să discutăm, domnule Bușoi, și despre certificatul digital UE privind COVID. Care sunt ultimele noutăți de la Bruxelles? Știu că dumneavoastră abia ați ajuns în țară și sunt sigură că aveți noutăți. Există, a fost și în această săptămână o întâlnire cu Comisia Europeană. Știți că la nivelul Parlamentului European s-a format un grup de lucru în ceea ce privește pandemia COVID-19. E un grup de lucru care are ca și copreședinți pe cei trei președinți de comisie, eu ca președinte ITRE, domnul Canfin din Franța ca președinte al ENVI și domnul Lange din Germania ca președinte al Comisiei INTA, Comerț Internațional, și coordonatorii grupurilor politice din aceste trei comisii. Deci sunt 21 de membri plus cei trei copreședinți care conduc ședințele acestui grup de lucru pe rând, alternativ. În această săptămână am avut pe comisarii Chinas, vicepreședinte, pe domnul Breton, pe doamna Kyriakides. Cu toții ne dorim o implementare cât mai rapidă a legislației adoptate privind certificatul digital. E extrem de important pentru a putea să facilităm turismul și libera circulație în interiorul Uniunii Europene. Deja statele de bunăvoie încep să ridice restricții pentru că situația pandemică s-a îmbunătățit, dar e bine să avem reguli uniforme în toată Uniunea Europeană și dacă ești în una din cele trei condiții, vaccinat cu test PCR negativ sau dacă ai trecut prin boală și ai o dovadă, să nu mai fii supus la nicio restricție privind carantina, izolarea sau alte restricții care pot fi, decât în situații excepționale care vor fi explicate Comisiei Europene, în cazul în care dintr-o anumită țară există un pericol, cresc dintr-o dată exponențial cazurile și atunci, evident, celelalte țări pot să decidă să ia anumite măsuri temporare. Dar altfel, regula generală va fi că nu mai există restricții de călătorie și de ajungere într-o altă țară dacă ești în una dintre aceste condiții. Cred că implementarea se va face începând cu 1 iulie. Există deja în multe țări platformele disponibile, trebuie doar făcută partea de interconectare la nivel european și deja lucrurile vor intra într-o anumită direcție. Există însă alte două îngrijorări majore, care se aplică una în mod pregnant pentru România, cealaltă evident pentru întreaga planetă sau pentru toată Uniunea Europeană. Cea care în mod evident poate schimba total situația ar fi apariția unor mutații ale virusului care să nu răspundă la niciunul dintre vaccinurile existente. Ar fi un fel de virus nou, să spunem, dacă vreți, evident, e vorba de același virus, care însă face o mutație total neașteptată și care nu răspunde la niciun tratament, poate și niciun vaccin. Sunt îngrijorări din acest punct de vedere, pentru că există încă foarte multe țări ale lumii, regiuni, în care rata de vaccinare este încă mică, chiar dacă Uniunea Europeană a donat zeci de milioane și a subvenționat sute de milioane de doze, chiar dacă, mă rog, chiar și în țări africane sau în țări din America de Sud sau în unele țări asiatice sau din fosta Uniune Sovietică, lucrurile s-au mai îmbunătățit. Încă există disparități importante și știți bine îngrijorarea privind virusul, mutația indiană, mutația sud-africană. Și a doua mare îngrijorare, acolo România, din păcate, este foarte mult expusă din câte vedem, este aceea că rata de vaccinare a început să scadă, interesul pentru vaccinare a început să scadă și există un risc ca aceste campanii de fake news, de denigrare a vaccinurilor, să aibă un efect și să nu ajungem la obiectivele pe care ni le-am propus. Atât la nivelul României, 70% la sfârșitul verii, 5 milioane până la 1 iunie nu am reușit să atingem acest obiectiv, dar și la nivelul Uniunii Europene. Și aici Comisia Europeană a promis că vine cu un plan foarte, foarte puternic, foarte activ de contracarare, parteneriate cu mass media, un site specializat. Au discuții săptămânale cu canalele de social media, de platformele de social media, pentru ca să găsească anumite criterii prin care anumite postări vădit tendențioase, vădit false, să poată să fie retrase de pe aceste platforme.